Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, binecuvântat să fie Domnul Iisus, Mântuitorul nostru și binecuvântat să fie Duhul Sfânt, Mântuitorul sufletelor noastre. Amin. Amin. E adevărat că am discutat puțin aici la Bun cu fratele Pavel și mi-a propus să împărțim timpul, dar a fost doar o propunere, nu a fost și din partea mea un acord. Însă fratele Pavel așa a considerat, drept pentru care mi-a lăsat și mie o bună bucată de timp, din timpul rânduit slujirii din cuvânt, ca să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din cuvântul care a fost citit. Aș vrea să vă spun că atunci când am citit cuvântul acesta cu atenție, primul lucru care mi-a rămas pe inimă a fost adevărul despre făptura nouă. Apostolul Pavel a fost inspirat de Duhul Sfânt să vorbească fraților din Corint și scriindu-le lor să afle toată creștinătatea de-a lungul secolelor că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă și tot ceea ce a fost în vechi în viața lui s-a dus. Idealul de a realiza făpturi noi, să știți că a fost un ideal aproape permanent prezent în istoria omenirii. Mulți oameni de-a lungul istoriei au simțit nevoia unei schimbări și s-au tot gândit cam ce ar trebui făcut pentru ca omul, în general vorbind, să devină o făptură nouă. Au fost unii care au încercat să îndepărteze credința în Dumnezeu și să așeze în loc pe tronul acela al vieții lor rațiunea umană. De bună oară, pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea, au fost o seamă de cărturari care au trăit în vestul Europei și au spus: toate problemele cu care se confruntă omenirea izvorăsc din ignoranță. Atunci când oamenii vor deveni mai educați, aproape toate problemele societății vor fi eradicate, rezolvate. Lucrurile însă nu au fost așa. Și prima dovadă clară a reprezentat-o Revoluția franceză. Pe la anul 1793, în 10 noiembrie, dacă nu dau greș, în Franța, în cea mai reprezentativă catedrală din Paris, Notre-Dame, a avut loc o procesiune foarte, foarte șocantă. În 600 de ani de istorie, până la data respectivă, niciodată nu se întâmplase așa ceva. În acea catedrală renumită, care era un simbol al identității creștine a Franței. Dar în cadrul Revoluției franceze, oamenii au spus: trebuie să ne debarasăm de creștinism. Creștinismul este frâna care ne împiedică pe noi să ne bucurăm de adevărata libertate și să devenim niște oameni cu adevărat împliniți. A existat acolo o procesiune foarte ciudată, în cadrul căreia o cântăreață din cadrul operei din Paris, înveșmântată într-un anume fel, reprezenta un personaj simbolic, libertatea. Purtând în mână o suliță în mijlocul unui cortegiu amplu de oameni care doreau să scape de jugul religiei, femeia aceasta s-a închinat în fața unui altar care era dedicat rațiunii și apoi s-a așezat pe tron. Poporul francez a crezut atunci că lucrurile se vor îndrepta spre bine, se vor schimba. În sfârșit se vor bucura de libertate și libertatea aceasta va însemna sfârșitul multora din problemele pe care ei le-au avut până la data respectivă. În anii aceia au fost schimbate numele la aproximativ 1400 de străzi din Paris. Nume care purtau, străzi care purtau nume de sfinți. Și au spus: vrem să debarasăm societatea noastră de tot ce înseamnă creștinism.
Numai că în loc să se bucure de rezultatele acestei răsturnări de situații, au ajuns să culeagă altceva. Pentru că în anii care au urmat Revoluției franceze, zeci de mii, sute de mii de oameni din toate păturile sociale ale Franței au fost duși la ghilotină. Și lucrurile au fost foarte grave. În secolul care a urmat, în secolul al XIX-lea, raționaliștii au spus, încercăm din nou. Și au încercat să facă tot felul de reforme, să îmbunătățească educația oamenilor. Secolul 20, care a fost în istoria omenirii cel mai educat secol, a fost în egală măsură martorul a două mari cataclisme care au pus în evidență răutatea care există în omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Vorbesc despre cele două războaie mondiale și dacă m-aș referi doar la cel de-al doilea, în vremea lui au pierit 55 de milioane de oameni, dintre care 26 de milioane au fost doar sovietici, vreo 6 milioane au fost evrei, iar diferența reprezentând celelalte națiuni participante. S-a dovedit încă o dată că pentru a ajunge la o făptură nouă, nu aceasta este calea, ci întoarcerea cu toată fața către Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că în urmă cu vreo 2 sau 3 ani, m-am chinuit, cineva mi-a băgat în cap că aș putea să realizez câte o pictură și m-am chinuit să pictez un peisaj de apus de soare cu niște coline cu floarea soarelui. Ceea ce este frumos la floarea soarelui într-un lan este faptul că toate florile sunt orientate în aceeași direcție. În direcția de unde florile acelea percep că le vine lumina binefăcătoare a soarelui. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, ceea ce este frumos pentru un popor este ca poporul acela să se întoarcă cu toată fața spre Dumnezeu. Așa cum toate florile acelea, floarea soarelui din lan, se întorc cu fața spre soare. Au încercat apoi comuniștii în secolul 20 să creeze ei cu mijloacele și metodele lor făptura aceea nouă, care să fie altfel, mai bună decât tot ce s-a văzut în istorie înainte. Rezultatul a fost că, dacă în al doilea război mondial au pierit 26 de milioane de sovietici, în urma aplicării măsurilor comuniști au pierit doar 32 de milioane. Adică vreo 6 milioane mai mult decât în al doilea război mondial. Și s-a dovedit încă o dată cât de falimentară este ființa umană atunci când încearcă să realizeze ceva de felul acesta, fără să țină seama de Creatorul ei, de Dumnezeu, al cărui nume este binecuvântat în veci. Apostolul Pavel este inspirat de Duhul lui Dumnezeu să le vorbească oamenilor, fraților din Corint, creștinilor de peste veacuri și nouă celor de astăzi, că este cu putință să se realizeze o făptură nouă, diferită de ceea ce cunoaște lumea. Și această posibilitate este legată de Hristos, de Fiul lui Dumnezeu. Și Pavel declară un mare adevăr aici când spune, dacă este cineva în Hristos, omul acela, bărbatul acela, femeia aceea, tânărul acela sau vârstnicul acela, dacă este în Hristos, este o făptură nouă. Dar poate ar trebui să vedem ce înseamnă lumina Bibliei făptură nouă. Pentru că atâția oameni au atât de multe concepții diferite și fiecare zice că a lui e bună. Numitorul comun și singurul lucru sau singura imagine adevărată a făpturii noi este aceea pe care mi-o arată Biblia. Aș îndrăzni să afirm în seara aceasta că o făptură nouă, o făptură care este în Hristos, este o făptură care are trecutul rezolvat. Înțeleptul din vechime se pare înțeleptul Solomon în Cartea Proverbelor 29:17, vorbea despre un om al cărui cuget este încărcat. Omul acela spunea înțeleptul din vechime, fuge până la groapă. Dacă citești superficial cuvintele acestea, zici, wow, ce condiție fizică are ăsta.
nu se mai oprește. Eu fug 5 minute și deja trebuie să mă odihnesc cu jumătate de zi sau am febră musculară. Ăsta fuge până la groapă. Dar omul ăsta nu-i de admirat și nu-i de apreciat. Omul ăsta este decompătimit. Pentru că dați-mi voie să vă spun, trecutul pentru cei mai mulți dintre oameni funcționează ca un fel de remorcă. O remorcă din acelea în care se tot acumulează faptele noastre, acelea care îl mânie, care îl întristează sau îl dezamăgesc pe Dumnezeu. Aș vrea să mă opresc puțin la imaginea aceasta, pentru că vreau să o înțelegem bine. Să vă imaginați dumneavoastră, nu e o realitate, e doar o imagine, o pildă ce vă spun acum. Să vă imaginați dumneavoastră că eu în seara aceasta, sau poate lunea trecută, am intrat pe internet. Și dintr-o dată am fost biruit de curiozitate și am vrut să văd ce-i pe un site din acelea despre care eu vă spun la alea să nu vă uitați. Dar să zicem că m-aș fi lăsat biruit de curiozitate și lunea trecută m-am uitat. Ei, am simțit un sentiment teribil de vinovăție, am închis repede și am zis, de aici înainte, eu nu mă mai uit la așa ceva. Faptul că am accesat un lucru, că am intrat într-un loc în care Dumnezeu n-ar fi vrut să mă vadă că intru sau că accesez, undeva între, s-a înregistrat în acea remorcă, virgulă care mă însoțește pe mine de-a lungul vieții. De multe ori oamenii își imaginează, auzi, dacă m-am uitat luni, nu a fost un lucru bun, de acord. Dar marți, pe mine lucrul ăsta nu mă va mai primi. Miercuri, nu mă voi mai uita. Joi, nu mă voi mai uita. Vineri, nu mă voi mai uita. Sâmbătă, nu mă voi mai uita. Și poate trec luni și ani și zicem, de atunci, din urmă cu 10 ani, nu m-am mai uitat niciodată. Probabil că problema e rezolvată. Vreau să vă spun ceva. Faptul că au trecut de atunci 50 de ani și eu nu m-am mai uitat, nu mi-a rezolvat problema. În remorca aceea care mă însoțește pe mine, acel păcat din urmă cu 50 de ani este încă acolo. Există și Dumnezeu are o singură soluție ca să mă elibereze de păcatul acela care a rămas acolo și acea soluție este prin Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Amin. În momentul în care eu sunt în Hristos, în momentul în care vin înaintea Tatălui Ceresc în numele Domnului Iisus, Tatăl Ceresc îmi șterge acel lucru din trecut și eu sunt o făptură cu un trecut iertat, cu un trecut rezolvat. Vă amintiți că Apostolul Pavel, în prima parte a vieții lui, era cunoscut ca Saul din Tars. Ăsta era numele lui real, Saul din Tars. Se pregătea să devină rabin și pentru că dorea să-i întreacă pe cei de-o seamă cu el, dovedea foarte multă râvnă, atât în asimilarea cunoștințelor din lege, cât și în combaterea religiei noi, a creștinismului, care părea că intră în competiție cu iudaismul. Și el era un iudeu convins. Însă Dumnezeu s-a ocupat de el și într-o zi, pe când se îndrepta spre Damasc, i s-a arătat Domnul Iisus, acela pe care el îl combătea fără să-l cunoască. Și în momentul acela viața lui s-a schimbat. După ce a ajuns în Damasc, timp de 3 zile n-a mâncat și nici n-a băut nimic, doar s-a rugat, nu avea nici vedere, își pierduse vederea în urma arătării acelei lumini extraordinare. Și Anania, un slujitor al Domnului din Damasc, este trimis să se roage pentru el, Saul își recapătă pe vederea. Dintr-o dată toată înțelegerea lui se vindecă asupra realității. Și din prigonitorul înflăcărat, înverșunat de altă dată, el devine un propovăduitor. Și el își începe propovăduirea Evangheliei de acolo, de la Damasc, din locul spre care se îndrepta cu gând să-i prigonească pe creștini. Când a plecat din Damasc, într-o anumită împrejurare, a ajuns la Ierusalim. Se vorbea despre el că prigonitorul de altă dată a devenit creștin. Și căuta acum Pavel, Saul, încă nu-l chema Pavel, mai târziu va primi numele acesta.
căutat să se alipească de creștini. Întrebarea mea este, l-au primit cu bucurie? O, nu. De ce? Pentru că nu puteau trece peste trecutul lui. Pentru că își aminteau că timp de ani de zile omul acesta, fără vreo milă, aresta creștini și arunca în temniță. Își dădea acordul la execuția publică a multora dintre ei și nu puteau trece peste trecutul lui. Dar Dumnezeu, lui Pavel, i-a șters trecutul din totată. Abia să spună el mai târziu când scrie întâia epistolă către Timotei niște cuvinte extraordinare pe care aș vrea să vi le citesc, accentuând unele aspecte ale lui. O adevărat și cu totul vrednic de primit, zice Pavel, este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, și adaugă el, dar am căpătat îndurare. El niciodată n-a uitat cine a fost în trecutul lui. Și acest gând, care l-a însoțit permanent, l-a făcut să fie totdeauna mulțumitor lui Dumnezeu, recunoscător pentru că a căpătat îndurare și plin de râvnă pentru tot ce ar putea el de aici înainte să facă pentru Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Amin. O făptură nouă, zicea Pavel, este o făptură din viața căreia lucrurile vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi. Prezentul unei făpturi noi este un prezent schimbat. Vreau să vă spun că mulți oameni se înșeală socotind că dacă adaugă comportamentului lor din viața de zi cu zi niște rânduieli cu nuanță creștină, au rezolvat problema. Știți cu ce se aseamănă asta? E ca și când eu aș încerca cu vreo 100-200 de grame de fard să mă fac mai tânăr cu 10 ani. Mă ajută asta să urc scările la etaj mai bine? Nici vorbă. Nu mă ajută. Pentru că doar la exterior a schimbat ceva. Dacă s-ar putea, acolo ar trebui făcută schimbare la interior. Inima să fie în stare să ducă efort cât de mult. O făptură nouă este o făptură care a căpătat puteri noi de la Dumnezeu și prezentul lui este altfel. Este un prezent trăit după voia lui Dumnezeu. Marele merit al legii date de Dumnezeu prin Moise a fost acela că a pus în evidență neputința omului de a împlini voia lui Dumnezeu prin puterea personală. Dacă n-ar fi fost această lege dată, poate că ne-am fi amăgit încă cu gândul că noi putem să-L împăcăm pe Dumnezeu cu puterile noastre, cu faptele noastre, cu vrednicia noastră. Dar atunci când ne uităm în Scriptură și vedem cam care sunt standardele lui Dumnezeu, așteptările Lui cu privire la noi, ne dăm seama limpede că noi n-avem putere să împlinim așa ceva, să trăim o viață la asemenea standarde. Dar vestea bună pe care Evanghelia o are pentru noi este că atunci când suntem în Hristos, Hristos este în noi și Duhul lui Dumnezeu este în noi și Duhul lui Dumnezeu venind în viața noastră ne dă puterea să trăim altfel. Atunci când îți apare pe ecranul calculatorului tău o imagine din acelea în fața cărora mulți oameni din societate nu rezistă, o să fii tare să spui, eu nu mă uit la lucrurile acestea. Să te depărtezi de acolo. Când colegii tăi la serviciu vorbesc murdar, cu zaităria și coloana vertebrală să spui, eu nu mă cobor la nivelul acesta de vorbire. Îți dă putere Duhului Dumnezeu să trăiești prezentul la nivelul așteptărilor lui Dumnezeu. Și chiar dacă se întâmplă câteodată să mai aluneci, să fii nevechiator, îți ajută Duhului Dumnezeu să te ridici iar. Pentru că stă scris în Cartea Sfântă cel neprionit, care de 7 ori, dar nu rămâne acolo. Nu se complace acolo, zice, oh, ce bine e aici. Nu. Cel neprihănit, de se întâmplă să cadă, el se ridică iarăși, pentru că el știe că locul lui nu e acolo jos, pentru că el este o făptură creată de Dumnezeu ca să trăiască pentru slava lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul. În al doilea rând,
O făptură nouă este o făptură care are un viitor binecuvântat. Ce minunate erau cuvintele pe care profetul Ieremia le-a rostit prin Duhul Sfânt atunci când din partea lui Dumnezeu a spus: eu am pentru voi gânduri de pace și nu de răzbunare, ca să vă dau viitor și nădejde. Prin Hristos, Dumnezeu ne-a dat nouă și viitor și nădejde. De n-ar fi venit Hristos în lumea noastră, noi n-am fi avut nici viitor și nici nădejde. Dar prin Hristos avem și viitor și avem și nădejde și îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Iată ce înseamnă făptură nouă. Să-ți fie rezolvată problema trecutului. Pavel îi spunea lui Timotei: păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Vreau să vă spun, au mers înainte la judecată acelea care au fost mărturisite, pentru care mi-am cerut iertare de la Dumnezeu și prin Hristos am căpătat iertare de ele. Dar merg în urmă la judecată și vor da socoteală pentru ele oamenii care și-au ascuns stările lor. Seara aceasta suntem chemați să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu. Să ne gândim la toate aceste lucruri. Suntem chemați să trăim ca niște făpturi noi. Ca niște făpturi care au fost eliberate de trecutul lor. Ca niște făpturi care au căpătat putere de a trăi o viață curată, frumoasă, morală, după voia lui Dumnezeu. Ca niște făpturi care au viitor și nădejde. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe tot aceasta. Amin. Amin. Pentru că timpul este epuizat, chiar am și depășit puțin, am să vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Și aș vrea seara aceasta de împărtășie în casa Domnului și, de fapt, ziua de astăzi, să o încheiem într-o rugăciune de mulțumire. Apoi, pentru că stă în fața noastră o săptămână de necunoscut, niciunul dintre noi nu știe ce va întâlni de-a lungul acestei săptămâni. V-aș îndemna în această rugăciune să rugați pe Tatăl Ceresc să ne însoțească și să ne păzească El. Și aș vrea să vă rugați de asemenea și pentru sora Lidia Surducan, pentru ca Dumnezeu să-și întindă mâna cu îndurare peste familia Surducan, peste sora Lidia în mod deosebit. Amin. Amin. Ne rugăm.